Secreția lacrimală începe în primele săptămâni de viață ale copilului. În mod fiziologic, în ultima lună de sarcină, trecerea dinspre lacrimi, spre cavitatea nazală a lacrimilor este blocată. Acest blocaj de regulă se rezoarbe în ultima lună de sarcină, numai că la unii copii, din nefericire, acest lucru nu se întâmplă. Acest blocaj împiedică drenajul lacrimilor către cavitatea nazală, făcând uneori ca acest conținut al sacului lacrimal să se suprainfecteze. Părinții sesizează prezența unor secreții abundente, fie la nivelul unui ochi, fie la nivelul ambilor ochi. Confuzia cea mai frecventă se face cu conjunctivita acută, care nu este o afecțiune foarte frecventă la copilul mic. Pentru medicul de familie este un challenge, de regulă nu deosebește sau nu are mijloacele necesare pentru a face diagnosticul diferențial între aceste două afecțiuni. Din acest motiv, în momentul în care sesizați secreții simetrice sau asimetrice la bebelușul dumneavoastră care nu cedează la tratament, este foarte bine să vă adresați unui medic oftalmopediatru care vă va explica exact ce este de făcut în asemenea împrejurări. În majoritatea situațiilor, tratamentul este conservator, în sensul că nu necesită chirurgie și foarte multe din aceste situații se rezolvă spontan și cu ajutorul unui tratament relativ ușor de făcut, iar o parte dintre ele, un procent relativ mic, necesită o mică intervenție chirurgicală.